Acum. În anul 326, împărăteasa Elena a dat ordin să se caute crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos și cu ele care erau puse în mâini și picioare. Mergeți și găsiți crucea, căci vreau să mă țin în ea. Doamne, dau-o cât trebuie, numai să o găsim. Uitați jumătate din plată. Frate, am găsit trei cruci. Cum trei? Chiar trei. Să-i spunem împărătesc. Maria ta, am găsit trei cruci. Unde sunt? După noi. Frate, sunt trei. Dar cum aflăm care este crucea Mântuitorului? Vai, fiul meu, singurul fiu al meu s-a dus. O, copilul meu drag, de ce ai plecat de pe lumea asta? O, băiețelul meu, singurul meu băiat. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai înviat din nou. Vai, fiul meu, Dumnezeu să fie slăvit, așa o minune nu s-a mai întâmplat. O, băiețelul meu, ai înviat, cum se poate așa ceva? Doar Dumnezeu poate face asemenea minuni. O, părinții mei cei dragi. Pentru că ați ascultat poruncile mamei mele, vă gândesc în garda mea. În garda mea. Dar păi să ne zicem de mine. Patriarhul Macarie a înălțat crucea la cer, după care toți credincioșii s-au pus în genunchi și s-au rugat. Închinați-vă cruci la crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceasta este crucea cea adevărată. Iubește, Doamne, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Aici spectatorii.